Bine v-am regăsit! Astăzi aș vrea să vă arăt cum se croșetează aceste inele fluturași pentru șervețele. Sunt niște inele foarte ușor de croșetat, sunt croșetate cu bumbac alba, da? Și le-am realizat pe aceste cerculețe de plastic de la sticlele de apă. Se pot face și fără aceste cerculețe. Se pot face, de exemplu, cu ața dată pe după degete, așa, de câteva ori și apoi vine de jur împrejurul acestei ațe. Piciorușele acestea scurte și apoi realizăm fluturașul. Eu astăzi am să vă arăt cum se croșetează pe cerculeț din acesta de plastic de la sticla de apă. Cum v-am spus, este un model foarte simplu și foarte ușor de realizat. Sunt foarte frumoase aceste inele pentru șervețele, după cum vedeți și dumneavoastră. Și acestea fiind spuse, eu zic să trecem la treabă. Deci, croșetez tot cu firul acesta de bumbac alba, pe care îl cunoașteți deja din creațiile mele. Și eu zic să începem. Deci, luăm cerculețul, dăm ața după deget, intrăm cu croșeta în interiorul acestui cerculeț și venim cu o buclă să prindem ața de cerculeț. Acest capăt de fir o să las mai lung, deoarece vreau să vin de jur împrejur și cu acest fir mai scurt. Deci facem aici o buclă. Da? Și acesta este primul nostru ochi de la începutul inelușului nostru. Și continuăm tot cerculețul de jur împrejur să-l croșetăm cu piciorușe scurte. Este simplu, cred că știți să faceți aceste piciorușe scurte de jur împrejurul inelușului, nu este nicio dificultate. Da, deci am prins și acest capăt de ață și îl dau de jur împrejurul acestui ineluș. Și continuăm așa până vom termina de umplut acest ineluș. Eu am făcut deja cu alb. Sunt aproape la finalul acestui ineluș, da? Mai am puțin și închei primul nostru rând de model. Și apoi trecem să realizăm fluturașul acestui inel. Așa, acum venim și închidem cu un picior alunecat primul nostru rând. Venim cu forfecuța și tăiem acest capăt de ață, să nu se vadă acolo. Și venim și realizăm primul nostru rând de la modelul de fluturaș. Deci vom face acest rând de piciorușe. Deci vine primul nostru rând, da? Și vom face astfel. Trebuie să începem cu baza acestui fluturaș. Va veni aici un lanț de 5 ochiuri, apoi un lanț de 7 ochiuri
apoi încă un lanț de 5 ochiuri. Deci, am închis primul nostru rând de piciorușe și acum facem un lanț de 5 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5 și venim și măsurăm, nu mai numărăm aici câte 5 piciorușe, pentru că sunt foarte adunate la un loc și atunci nouă ne va ieși o buclă mai așa, mai mai micuță, mai strânsă. Și am zis să măsor astfel, întind lanțul nostru de 5 ochiuri și cam aici vin și bag ochiul și închei cu un picioruș scurt. Apoi vine lanțul de 7, cel din mijloc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și iarăși vin, întind lanțul nostru și cam aici vin și bag croșeta și fac un ochi simplu, un picioruș scurt. Și iarăși avem de făcut cealaltă buclă, celălalt lanț de 5 ochiuri. 1, 2, 2, 3, 4, 5, întind lanțul și undeva aici vin și închid acest lanț. Și cu asta am terminat primul rând de la fluturaș. Mai fac un ochi, mă întorc pe partea cealaltă, intru aici în prima noastră buclă și facem un picioruș scurt. De aici pornim în sus aceste piciorușe duble. Primul picioruș dublu va fi echivalentul a unui lanț de 3 ochiuri. 1, 2, 3 și acesta îl considerăm primul nostru picioruș dublu. Apoi luăm pe ac și facem un picioruș dublu cum am mai învățat împreună. Apoi încă o dată luăm pe ac și mai facem un picioruș dublu. Și astfel avem deja 3 piciorușe duble. Apoi avem un lanț de 3 pentru a forma această gaură din mijloc. 1, 2, 3. Iarăși luăm pe ac și facem încă 3 piciorușe duble. L-am croșetat și pe al treilea picioruș dublu. Apoi ajungem la mijlocul fluturașului. Avem de făcut un lanț de 7 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și aici vom proceda la fel ca la începutul acestui rând. Deci 3 piciorușe duble, un lanț de 3 și iarăși 3 piciorușe duble. Deci luăm pe ac și venim aici și facem primul picioruș dublu, al doilea picioruș dublu, al treilea picioruș dublu, lanțul de 3 și încă 3 piciorușe duble ca să încheiem acest rând. Și 3. Da? Deci avem 3, lanțul de 3 și încă 3 piciorușe duble. Din nou, trebuie să ne întoarcem, fac un ochi de lanț, ne întoarcem și trebuie să ajungem aici, în această gaură. Cum procedăm? Venim prin piciorușe alunecate. Un ochi alunecat, al doilea ochi alunecat și aici, la al treilea, nu mai facem ochi alunecat, facem un ochi de lanț simplu, deci un picioruș scurt. Și acum ne urcăm la rândul următor, tot printr-un picioruș dublu, care este echivalentul a unui lanț de 3 ochiuri. 1, 2 și 3. Și acesta este primul nostru picioruș din al doilea rând de picioare duble. Și mai avem de făcut încă 2 piciorușe duble. Și în total avem deja 3 piciorușe duble, lanțul de 3 și încă 3 piciorușe duble. 1, 2 și al treilea picioruș dublu. Apoi
Vom face un lanț de 9 ochiuri. Vom strânge aceste două lanțuri cu un picioruș scurt, simplu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venim și strângem cele două lanțuri printr-un picioruș scurt. Și din nou facem lanțul de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și venim aici și facem din nou 3 piciorușe duble, un lanț de 3 și 3 piciorușe duble. Deci luăm pe ac și venim aici să formăm primul picioruș dublu. 1, al doilea și al treilea picioruș dublu. Apoi lanțul de 3 și din nou încă 3 piciorușe duble. Și va trebui să ne întoarcem pentru următorul rând de piciorușe duble. Croșetând un ochi de lanț, ne întoarcem și din nou trebuie să ajungem aici prin piciorușe alunecate. Din nou, intrăm cu croșeta și facem ochiul alunecat. 1, încă 1 și la al treilea croșetăm acest ochi. Și urcăm în sus pentru a face următorul rând de ochiuri, de piciorușe duble, printr-un lanț de 3 ochiuri. 1, 2 și 3. Echivalentul a unui picioruș dublu, a primului picioruș dublu, da? Apoi luăm pe ac, facem încă un picioruș dublu și îl facem și pe al treilea, apoi lanțul de 3, încă 3 piciorușe duble. Și am ajuns la ultimul rând al fluturașului nostru, adică la acesta. Acesta, apoi acesta, aici și e gata, da? Deci facem antenele și ultimul rând, da? Acum venim cu acest lanț format din 9 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și venim exact în mijloc și încheiem cu un picioruș scurt. Apoi venim și facem aceste antene. Astfel, facem tot un lanț de 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, apoi vom forma bucla din capăt. Astfel, întindem puțin acest ultim ochi, luăm pe ac și venim cu croșeta în acest ochi de lanț, o dată, încă o dată și încă o dată. Încheiem toate ochiurile, deci le încheiem printr-o buclă simplă. Apoi, trebuie să ne întoarcem înapoi prin ochiuri alunecate. Și venim în primul ochi următor cu ochi alunecat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și al 8-lea aici venim și îl facem alunecat. Apoi intrăm din nou în mijloc cu un ochi, cu un picioruș scurt. Și urmează să facem cealaltă antenă, adică iarăși lanțul de 9, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și iarăși vom forma bucla din capăt. Deci am tras ochiul, ultimul ochi l-am tras puțin, luăm pe ac și venim cu croșeta aici. Deci am luat o dată, de două ori și a treia oară. A treia oară, da? Strângem ochiurile cu un ochi de lanț și venim înapoi în jos cu ochiuri alunecate. Un ochi alunecat, al doilea ochi, trei, patru, cinci, șase, șapte, al optulea ochi alunecat și din nou venim în mijloc cu un picioruș scurt, simplu și trebuie să ajungem aici în capăt făcând lanțul de 9 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și avem de făcut iarăși 3 piciorușe duble, un lanț de 3 și iarăși 3 piciorușe duble și e gata fluturașul. Luăm pe ac, facem primul picioruș dublu, al doilea picioruș dublu, al treilea picioruș dublu, lanțul de 3 și încă 3 piciorușe duble și e gata fluturașul nostru. Închidem cu un ochi de lanț, venim și tăiem capătul. Întinde puțin aceste antene, așa. Și cu un ac venim și ascundem acest fir. Nu vom face niciun nod. Venim pe dosul lucrului, acesta e dosul lucrului și cu mare atenție să nu se vadă firul pe partea cealaltă. Venim și îl ascundem pe dedesubt. Tăiem capătul și fluturașul nostru este gata. Aceasta e fața fluturașului, deci oricum nu se vede. Și pe dos a ieșit foarte frumos, așa că nu o să aveți probleme care e fața și care e dosul. Acesta e fluturașul nostru de astăzi. Eu nu le-am apretat. Deci toate sunt neapretate, după cum vedeți, și cred că se așează destul de bine pe șervețel. Chiar nu cred că e nevoie să apretați. Dacă doriți să fie mai țepene, le puteți apreta cu delicatețe și o să se așeze și mai bine. Acesta, după cum v-am spus la început, este făcut pe degete, deci n-am mai băgat acest cerculeț de plastic și se pare că nu stă foarte țeapăn, dar e frumușel și acesta. O să faceți după cum doriți dumneavoastră, care vă credeți că vă e mai ușor. Acestea fiind spuse, sper că v-am fost de folos și în această seară. Vă doresc să aveți mult spor în toate și să ne auzim cu bine la următorul nostru tutorial.